Merge-o? Merge. Hola! Salut și mi-am gândit la un nou car vlog, sunt alături de prietenii mei cel mai bun, Petru, salut! Salut! Și se pare că vom face un test drive al mașinii sale, este vorba despre un Golf 4, dar hai să lăsăm să spun el mai multe despre mașina lui. Este un Golf 4 din 2002, TDI 131 de cai, ASZ-ul. Spune mai modest așa, ne pune centura, nu că... Da, corect. Corect, da. Să vorbim și despre dotări așa la început, nu zicem kilometri sau astea. Păi deja să văd, așa că nu e problemă. Nu, că nu ceasul sunt. Nu este reglat bine, dar nu are nicio treabă. Așa, lasă așa. Ceasul, zic cu dotările care sunt cum sunt. Avem și o cameră aici ca avem să vedem. Avem o cameră de filmat frumos când dăm înapoi. Așa, oricum mă folosesc de-aia. Oricum. Că eu sunt mai de mod de vechi, mă uit așa în spate că sunt mai de la țară. Așa. Avem o trapă corespunzătoare. Automată aferentă. Automată aferentă. Avem o stație pentru... O stație pentru... Orice eventualitate. Da, că nu se știe niciodată. E pornit acum, dar e dată foarte încet. Aici avem poliția locală, pe care văd că au pus o mașină în Hyundai lângă ei, cred că l-au afiliat sau ceva. Sigur, cred că-s pe mână. Nu ne-au lăsat să intrăm acolo în parcare, au zis că nu, nu. Dar vrem și noi să filmăm, nu filmezi nimic! Și am zis, a, bine. Ne-a dat afară. Așa, aer condiționat, climatronic, ce mai e pe aici? Avem poziții faruri. Asta au fost opționale, bănuiesc. Așa. Pare că nu fuge așa ambreiajul. Uite că se uită tante, se uită și una la mine puțin. Se uită cam urât, dar asta e. Scoate limba. Scoate limba. Ce zis, mă, 131 de cai, da? Da, 131. Asta e. Asta e. Ești cunoscător. Ia uite și pe asta cu mine, bă, ia zi-mă pe stație, bă, ce rău cu faci, țiganule, îmi dai palpitații. Poate o are oprit așa, e, păi, vorbim degeaba. Vorbim degeaba. Și cine mai poți spune despre mașina ta, ești mulțumit, Petruț? Sunt foarte mulțumit. Stai să le spunem de la început, că nu o să uite nimeni până la final. Așa. Avem și canalul Petruț în descriere, ce minte revoluționară, este numele tău de cod, ce face topuri. Bă, dar mi se pare că nici am deschis ceva așa, parcă pare. Nu, e trapa. A, e trapa, eu sunt obișnuit mai ca la țară, când ai ușa deschisă sau aude. Nu, este trapa. Așa? Deci aici canalul lui și al meu secundar, avem cam același număr de abonați. Așteptăm acolo cu abonări. Și cu comentarii deja știu să vină la tine să zică: auzi, bă, să-ți iau Golf-ul în... Bineînțeles, a fost o glumă. A fost o glumă, să... Eu sunt un om rău, nu faceți ca mine. Comentați ce trebuie. Comentați acolo, felicitați-l, spuneți-mi, îmi place extrem de mult ce faci. Nu contează chiar dacă nu vă place. Duceți acolo, susțineți-l. Corect. El mă suportă de 2 ani de zile aproape, adică mai mult de 2 ani, stai. Cam mai mult. Așa. Mai avem de suportat. Și mă mai are de suportat până în anul 4, poate chiar și la Master, dacă o să ajungem acolo. Aici trebuie să ne asigurăm, dar avem un motor foarte puternic, 230 de cai. Doamne, cum se fige acest motor? Colegule, spune-mă, ce mai faci, mă? Ia zi, un coleg pentru probă, pentru mărăcine, în ceva. Un coleg, dacă ne aude și pe noi pe mărăcine, ne avem ceva? Să vedem. Se pare că avem liber. Spune-mi. Acum mulțumim. Spune-mi. Mulțumim, colegii, drumuri bune, Doamne ajută. Acum pune stația corectă de-a voi. Ia, uite ce să-mi placă, mă, cu bariere, bă. Aici o să fie aglomerat, dar nu pentru noi, pentru noi e bine că... Noi ne ducem ca racheta. Bă, am fost și o dubis pentru o zi și mi-a plăcut. Dar n-am avut stație. Bă. Asta l-avem frumos, îl filmăm, îl dăm la poliție. Arge și 12YRU dacă... Da, înjurați-l de măsa. Și altul cu Audi, apa, hai că ăsta, ăsta a fost mai pe bun simț. Ia vezi, ăsta în spate nu era, dar nu e. Zic, Loganul ăla alb. Sau nu le știi pe asta de pe zonă. Nu cred că e. Ăla se aude destul de prost. Păi de ce, dacă are stație contrafăcută, ce faci? Da, asta s-a uitat urât pe noi. Păi, na, au zis că mergem legal și de asta. Cred că s-a mirat și el. Am zis să mergem pe drum de ăsta mai bun, că na, eu sunt obișnuit să merg mai pe tărăpânător de astea de drumuri. Nu, e problema. Ce viteză ai atins maximum? Păi, dar dacă știi că se uită părinții tăi la acest video sau prietenii ceva, nu spune. Dacă nu se uită, spune. Cel mai mult, în prima zi când am luat-o... A, ai zis că trebuie să o testezi în prima zi. Nu, n-am testat-o, i-a testat-o în chimio, da. După aia am testat-o eu. Așa. Și-a dat vreo 230, cam așa. Are limitator, nu mai are limitator de viteză. Nu mai are? Nu mai are. I-ai zis că bă, trebuie să... Nu, asta nu e mașina să aibă limitator de viteză. Așa? Așa și eu i-am dat vreo 220, cam așa, 220. Și te-ai simțit bine când i-ai dat? Practic zburam, teoretic... Uite, 5, 3, 5, 4, cam mare acest consum pentru o viteză de 60 la oră. Păi da, da.
drum lung, zi așa, 90%, dar stai că pe 6-3 de zi. Un 6-2, 6-5, așa, maxim, deci cu depinde toate ce astea. Chef ai, da? Da, corect, știi. Dar rest mai mare nu. Nu, dar oricum, bă, că se turează greu, tine de la 2000 de ture, abia... Acum, ce să intre turbina? La vreo 1800 intră turbina. Da, zic că trebuie turat mai calm. Da, da, corect. Ideea e că pe aici știi că stau loganuri de-astea de civili și poate băieții nu știu care sunt loganurile și s-au zis... Da, corect. Poate îți fac vreo surpriză după aia, știi, o felicitare, ceva? Da, niciodată. Niciodată în viață, n-a dat pe ăsta. Nu există așa ceva. Nu, bănuiesc că dacă sunt prin zonă după aici, n-ai nicio treabă. Nu. Nu, dar bănuiesc că și ăsta din față, uite, merg cu 70 și... Da, dar s-a zis că e liber pe stați. A, e de aia, lucrează băieții la drum. Bă, taci, nu te-a întrebat nimeni de vorbă. Aoleu, dar sfârșit nasul o să fie pe întoarcere, cred că ne facem pe altă parte. Da. Știi pe unde, pe acolo, pe Budea sau acolo zona? Da. Aha. Acolo... Bă, știi ce facem? Bă, nu-mi vin mie ideile, că știu că eu sunt o fire de-asta mai spontană. Mai rebelă. Mai spontană. Da. Opa, așa. Opa. Sunt o fire mai spontană și știi ce facem? Așa. Mergem la baraj la Budea sa și ce o fac din afară, însă. Să o vadă lumea. Corect, așa e. E spălată, e aranjată, e ștergi parbrizul. E tot ce trebuie, da. Ștergi parbrizul, geamurile pe față cu pe spate mi-a fost lene. Nu contează pe spate, ce mai ai, camera, ai toate. Bă, bună drăcia asta de cameră, că orice ar fi prins. Da, corect, că e chiar foarte bună. Prins orice fraier care să facă, orice fraier care să facă. Îl și-l filmezi, îl dai și la poliție frumos, mai câștigi și un bănuț cinstit. Un bănuț grămadă. Da, nu, dar în general e foarte bună, mai ales la noi. Mai ales la prețul la care ai luat-o, hai zi și cu ziua și pasta. Să nu fac reclamă, adică... Păi oricum nu știu cum le cheia omul ăla. Nici dacă vrea să reproduci numele chinezului, ne vrea Onchong, cu ceva de genul. Mi-au venit și mie azi după eBay niște alea, după 4 luni de zile. Am zis că, bă, e mai bine, mai târziu încă niciodată. Da, corect. Și mi-ai și plătit sau? Da, nu, n-am cerut banii înapoi, zici sau? Ia. Asta cu BMW-ul vrea să... E, da, corect, e BMW. A, ce și-a ieșit SNC, și uite-o și pe lista neagră. Da, încă a doua. A doua mașină, adică până se termină... Da, se termină, cred că avem vreo 10-20. Acum trebuia să-i dai întâi, a doua, a treia blană. Mi-ai dat o idee, nu? Nu. No. Ușor cu ambreiajul ăsta, că e beleacul, el pleacă așa prea tare mașina asta, nu știu. Cred că e de la cuplu care îl dezvoltă motorul. No. Câți newton are? 300, 200? 300, parcă, nu știu cât. Ambreiaj, nu stiu obișnuit cu el, dar se duce. Da. Merge foarte bine. Merge foarte bine. Merge foarte bine. Mă lauzi, nu? Păi, fiecare îi laudă marfa. E logic. Parcă, dacă ar fi să o fiți, bă, să fiu al treabă, nu mi-a picat nimic la ea în 10 ani de când o am. Nu. No. Singura chestie ce... Da, nu m-a lăsat așa, cine știe ce la ea de când o am. Păi, nu prea avea ce? Păi, da. Motorină bună și... Mai din când ulei în când. Trebuie. Ce ăla? Uleiul când trebuie băgat. Uleiul, așa, filtrele schimbate cele, nu când ți aduci aminte. Da. Și ar trebui să te țină. Da, depinde și cum ai grijă de mașină, știi? Acolo așa să pută. Păi, să mergi și cum trebuie cu ea. Gen nu subturată și asta, că nu așa e motorină. Lasă că așa au mers toți, subturat că fac economie și au făcut după aia. Da, da, după aia au făcut economie, dar motor de turbină, de toate. De toate? Da, corect. Ai zis un prieten al meu. La porțile astea frumoase. Da. Da. Dar știi care e faza? Că o să vin acum și o să zică, dar ia și un Golf 1.6. De ce nu ieși un Golf 1.6? Păi credeți că mă duc în parc auto, mă, și mi-aleg mașina? Păi da, dar 1.6 ia la ștergătoare, eu. Așa că nu știu care e. Ia de-i la mișto pe stație și întreabă colegii ceva pe Budea să avem. Că mai stau și deși pe aici. Colegii pe Budea să avem ceva? Cine cu grijină poliția acolo? Yeah. Yeah. Nu răspunde nimeni. Cine cu localitatea? Cred că nici nu știu unde stă. Unde e localitatea? Bă. A, da, am răspuns pe 4 pe deci nu avea nimic cu asta. Uite, bune, e șanță, 2, 3 și șanță la 4. Da, corect. Nu, no, deci nu răspunde nimeni, automat sunt bulangii. Automat sunt bulangii. Da, deci, da. Budea asta mică. Păi fi zis că faci mișto de ele, ce le să fie la Budeaz acolo? Da, mă, au local, am văzut că au poliție. Știu, da. Avem bine pe aici, nu-i problemă. Da, de unde, dacă ne oprești, acum ne băgăm
urcat sub scaun, zic. N-am văzut eu la volan să mor eu. Nu. Trebuie să intrăm aici în pădure, că îmi place mult. Ai mai fost? Știi? Da, am fost o dată la tăiere de lemne. Și eu tot la fel, îți dai seama. Da. Altceva nu am. Ideea e că oricum nici nu prea e cum să mergi mă sub tura, că dacă își cere turație. Păi, automat, când te repidează, știi? Nu neapărat de trepidat, dar își cere ea. Uite, de exemplu, la 2080 abia între a 4-a. Da. Și dacă o rești pe a 5-a, uite, să fie turat deja. Pe ce faci? Nu trage cine știe. La 4. Deci la ora sau asta, cred că a 3-a maxim. Cam așa, a 3-a, a 4-a așa, că să zici că l-ai dat a 4-a. Cum mai ierți, da, dar... Uite, pe aici o să fie cel mai bun lângă, o să se vadă tot, că știi de ce nu bate soarele. Da, corect. Se vede drumul... Băi, tu mai ai telefonul acolo? Da. Se vede mult în plafon? Foarte bine plafonul sau ce? Nu, foarte bine drumul. Acum astea se numeresc ieșirea aia spre... Pe dreptul în față. Știi, duci direct. Dar s-ar putea să nu mai ajungă video ăsta pe YouTube dacă mă duc drept în față. Nu, păi se transformă în modul off-road. A, da. Simte puțin pământ, înțeles? Am înțeles. Iau... Butoanele acelea două. E automat, nu știu. Nu, sunt ai uitat să zici de dotările astea, că lumină la picioare, dacă e să nu vezi pedalele seara. De aici, uite. Deci e groapa asta aici, dacă vii seara și nu cunoști drumul, da, te rupe. Păi aici rămân curățat. Sau mai e o fază să mergi mai în față și intri, te duci fix lângă baraj, la 3 metri de baraj. Păi, n-am fost mașina, da. Nu mai știu exact, dar și pe aici nu se pare că merge. Deci gen merge așa, un drum prin câmp și după aia intri în... Da, păi puțin mai în față și te duci exact pe baraj sus. Ține păi aici, după... Asta nu știe multe. Nu știe multe ce? Că nici localul ăsta nu știa multe. De asta, nici eu nu prea știe multe. Ce vezi? Știu că ești după poliție, se vede la stânga, o ieșire și mai una mai în capăt, parcă. Dar ei ies pe aici preventiv, că frumos loganul ăsta, nu chiar dacă a copiat Polo la farul și... Aia, nu contează să vinde. Toată lumea copia. Uite, e exact pe drumul ăsta. Și mai în față e ăla, cum se cheamă, restaurantul ăla. Nu mai știu. Dar știu că lucrează un prieten. Restaurant? Da, da, da. Nu știu, nu cunosc, nu-s de aici. Nu e de aici? Nu. Aici parcă e bază, aici e poliția pe dreapta și acolo e bază sportivă sau ceva. Ceva de genul, nu știu ce să... Acolo e un... Oricum, cam asta cred că e cel mai rotund motor de la... La ce trebuie? Așa zic, cel mai durabil, fiabil și toate alea. Bă, toate sunt fiabile, știi? Ce mai e peste ăsta, peste al meu, e ARL-ul, 250 de cai. Bun, dar zic așa, că 1.9 în general. Ah, 1.9 în general, da, da. Sunt motoare de durabil, știi? Uite, hai să urcăm pe aici. Altă dată. Nu, te-ai pe 4x4. Păi nu, e nisipul ăsta. Altfel urcam, nu era problemă. Dar e bine că nu e chiar așa cum motorul ăsta, știi. O, nebunul. Ține-te la ea că... Nu știe multe, am înțeles. Nu știe multe. Adică știe multe, dar... Am înțeles. Bineînțeles, povestea pe comandă vocală. Dar nu știu dacă se opresc aici sau după, parcă după curba încolo e un fel de refugiu, știi. Da, știu. Le arăt aici peisajul, ne vin eu la mare, că dacă n-am bani de mare, vin aici. Da, corect. A, dar stă ăștia în fața acolo, nu e bine. Nu este bine. În fața acolo sunt 3-4 mașini. Mă opresc aici, e interzis de... Nu, te fi oprit, da? O să-l arăt de afară. Ce spune, spune că stai de acord? Da, corect. Dar stai că o să pun pauză acum. Ce faci, mă? Uite... Laudă-ți mașina, hai să facem un review la mașina ta. Facem. Așa? Avem... 4 caujucuri. Volkswagen-ul aferent. Așa. Mai ai în spate cu, cu dracul ăla în loc de Volkswagen? Nu-l mai am, că lumea îi place să împrumute. A, împrumutat de tot, am înțeles. Ai și tu laud, tu bed. Da. No turbin, no faun, no fan. Corect. Frumoasă ce să ai. Doar ea. Doar ea ta, am înțeles. Uite, Basco. Ai și genți și astea și cauciucuri și... Și antena de la stație. Hai să-i ducem la mare, stai, să uite și cum toarce. Ce ai putea să zici la chestia asta? Ce? Ia, ce? Ce, nu e... Acum a sunat cineva la bunică din ea? Hai să mă duc să mă bag în apă, fii atent. Hai. Mă las, mă... Știi că mi-e frică dacă am coborât o dată, mi-e frică. Ia uite-te pe telefon să vede ceva sau... Să vede... Ce? Apa? Să uite apa. Bă, mi-e frică să mă morc înapoi. Te trag eu dacă e în mașină. Am cârlic. Adică m-ai făcut gras. Bă, mi-e... Deci femeia pe ce? Hai, bă, să ne spună și noi pe picioare că da, au ajuns tăranii la apă. De când am mai făcut o baie. Păi asta să fie anuală, știi că e prima dată când cobor aici, nu? Cea de primăvară.
Poate ne ciordește careva mașina. E, da, bă, da, aici. Stai că aia pleacă pe voce, nu pleacă. Pleacă doar pe voce. Nu mai gata, mi-e frică, mai jos atât. Să fiu foarte dracu dacă... Aici, dacă ai scăpat aici, aici, mă, mamă, tremur deja. Mai ai ceva de spus în apărarea ta? Păi vezi că eu sunt în spatele tău. Imediat te... Păi zi, mai ai ceva de spus în apărarea ta? Niciodată. Îți luați mașina de aici, mulțumit? Sunt foarte mulțumit. Am auzit că o să vrei acum să fii tu la volan, să-mi arăți adevărata șmecherie. Îți arăt, nu problemă. Deci nu mai ai nimic să le spui. Deocamdată nu, pe viitor. Hai, le zici în sănătate. Și Doamne ajută. Doamne ajută.